Dominație portugheză la Astran, frunte cu managerul Mario Branco și noul antrenor Antonio Conceição. Tony promite un stil de joc ofensiv, iar echipa va juca fotbal pe orice stadion. Conceição spune că el va fi liderul Astrei, dar nu-i place să apară în prim plan. Astra va juca ca Porto sau ca Benfica? Va juca ca? A Barcelona. Barcelona. Nu sunt Brad Pitt para aparțe la televizor toți zile. Nu e Brad Pitt pentru stare în televizie în fiecare zi. Cu stil s-au prezentat și jucătorii la antrenament. Fatai are o frizură în formă de stea, iar Bărboianu a îmbrăcat deja tricoul de titular, ca de altfel toți jucătorii îmbrăcați cu tricourile oficiale. Am înțeles. Păi normal, și mi-am luat numărul. Să-i titulat, nu? Da? Nu a zis nimic, mă țel? Păi m-am săturat să stau pe bar. Consiliul spune că va juca Astra la fel ca Barcelona. Sperăm că Astra să joace foarte, foarte bine. Nu cred că este posibil ca cineva să joace ca Barcelona. De ce? Pentru că ei sunt extraterestri, nu? Noi suntem doar astrali. Am fost 3 săptămâni acasă și pentru mine ajunge deja, că vreau să joc fotbal. Taka și coechipierii vor juca fotbal în cele două cantonamente de pregătire, ambele în stațiunea Antalya, cu o pauză de câteva zile între ele.